Da, vreau să vă zic că am găsit dupe pentru Miami Glow. Faimosul Miami Glow. De fapt, așa. Vi-l arătam invers. Așa arată. Mi-a ajuns de câteva zile. Cred că v-am zis eu în, în clipul cu parfumurile de vară, 10 parfumuri de vară, că am găsit Miami Glow. Mi-l doresc de foarte mult timp, de când l-am văzut la Teo Stănescu, pe care știți că o urmăresc, o urmăresc de mult. Și la ea am auzit prima dată de Miami Glow, de la J. Lo. Dar nu l-am găsit pe niciun site. Bine, nu l-am căutat constant de atunci, non-stop, dar l-am căutat, știu, atunci, imediat, nu știu. Sau era cam scump, parcă. Nu știu de ce nu l-am luat. Ori era prea scump pentru bugetul meu, ori nu l-am găsit. L-am găsit acum. L-am găsit pe Brasti, apropo. La momentul ăsta nu știu dacă mai e. Am impresia că nu mai e. Așa că de-aia m-am gândit eu să vă spun că am un dupe pentru el. O clonă. Sau cum vrei să le spuneți la dublurile astea, nu știu. Și este vorba despre Sun de la Jill Sander. Este Sun Summer Edition 2020. Dar de ce este atâta lumină? Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg atâta lumină. Așa arată Sun, așa arată Miami Glow de la J.Lo. Da? Asta este Miami Glow de la Jennifer Lopez. Iar acesta este Sun Summer Edition 2020 de la Jill Sander. Mie îmi place de Jill Sander. Îmi place casa asta, brandul ăsta, firma asta, cum vreți să îi spuneți. Eu am avut mai de mult, cred că v-am zis, Sun simplu, originalul. E cel într-o sticluță albă simplă și scrie cu portocaliu Sun, parcă. Cu portocaliu sau cu negru. Cu portocaliu am impresia. Da, acela era o variantă mai orientală, așa, de vară, ceva mai greuță, mai multe flori galbene. Nu știu ce, nu mai știu ce notă avea, dar era ceva care mă supăra acolo. Mi se părea un miros un pic cam vintage pentru gustul meu. Doamne, doamne, cum miroase ăsta. Doamne. Hai să spreiem pe mâna asta. Sun. Doamne. Vă spun din start că îmi plac foarte mult ambele. Este o mică, aș spune eu, diferență între ele. Asta e un pic cam incomod de pulverizat, pentru că gâtul ăsta e foarte subțire. E dita mai sticla, pentru că eu am la 100 de mililitri. Și nu... Uitați, trebuie să... Știți ce zic? Nu am de ce să apuc, nu știu cum să zic. Îmi trebuie ambele mâini ca să spreiez. Doamne! Oh my God, ce îmi plac! Cât îmi plac! Ambele, ambele îmi plac! Așa arată. Sunt superbe, superbe, superbe. Mi se pare că ambele au așa ceva al lor, nu știu. Și sticluța asta îmi place cum e în degrade, așa, parcă este răsăritul cu papusul, ceva de genul. Și ăsta parcă, nu știu, e nisipul de la mare. Pe nisipul de la mare, eu am scris numele tău. Paranteză. Ia să vedem. Da. Deci, ele sunt, ambele sunt, ambele sunt genul, nu. Fiecare, în parte, este genul de parfum din ăla BG, Suntan Lotion, dacă știți. Au vibe-ul acela. Plus, duc așa într-o zonă din aia soapy, săpunoasă, dar curată. Cum să zic, adică nu mirosiți a săpun ieftin, a șampon ieftin, nu știu. Mie, cel puțin, așa mi se pare și am noroc că pe pielea mea așa miros. Miros curat, frumos. Un pic, da, șampui, așa, soapy, dar în cel mai frumos mod posibil. Da, este aproape același miros. Diferența este că ăsta este mai cremos, Sun, iar Miami Glow este mai, mai sharp, mai harsh, dacă pot să zic. Mai ascuțit, așa, știți? Ce zic.
Poate știți de chestiile alea, pencil shavings, ceva de genul? Ei, hey, alea. Se simt așa puțin în asta, la început, pentru că, stați să vă citesc notele, stați, stați. Avem așa, la Miami Glow. Este apărut în 2005 și avem așa, note de vârf. Fructul pasiunii, care ăsta, după părerea mea, îi dă chestia asta acid, așa. Se deschide așa acidulat, efervescent. Apoi mai are lapte de cocos. Da, dar după ce se așează el bine, atunci încep și simt și eu laptele de cocos, sau nu neapărat un lapte, simt mai mult un cocos simplu. Nu e foarte cremos, așa, nu mi se pare greu, dens, așa. Și grapefruit roz are la vârf. Astea trei note, da? În mijloc, floare de portocal. Da, da, da. Și heliotrop. Da, pentru că îl simt și un pic de tot mai pudrat decât ăla, decât San. Mai prăfos, așa să zic. Dar dacă stau bine să mă gândesc, da, pare ca o pudră. Ca o pudră de talc. Probabil de la heliotrop. Și în bază avem vanilie, mosc și ambră. Oh, Doamne! Iar la summer avem așa. Este apărut anul trecut, în 2020, după cum am mai precizat. Note de vârf. Avem nectar de cocos aici, deci nu lapte de cocos. Grapefruit, iarăși, și coacăze. Da, deja s-a cam așezat, dar pot să zic că mai simt grapefruit-ul, cred. În mijloc avem floare de tiare, da, și floare de portocal, da. Deci, vedeți, deja avem note similare și în vârf și în mijloc, iar în bază, aici la San, avem note solare, mosc și paciuli. Spre deosebire de Miami Glow, care are vanilie, mosc și ambră, da? Așa am zis. Singura notă comună este moscul. Deci, ambele sunt fixate cu mox, cu mox, da, cu mox. Știți că trebuie să dau eu din asta, nu? Adică, nu se poate. Și nu vreau să tai. Bun, deci ambele, după cum spuneam, sunt fixate cu mosc, da? Și culmea, că Miami Glow are în bază vanilie, dar San nu are și mi se pare invers. Adică eu îl simt, ia să las asta jos aici, îl simt pe San mai cremos, mai, mai fluffy așa, decât pe Miami Glow. Da, la Miami Glow încă simt aciditatea aia din vârf cu care se deschide. Pentru că el așa, la primul puf, la prima pulverizare, parcă te izbește așa un fruct al pasiunii. Da, te izbește fructul pasiunii și mi se pare că e așa acidulat, tot fructat. Deci îi dă, îl face fructat și așa, harsh așa. Știți ce zic, sigur. Față de... ăsta care mi se pare mai rotund, mai cremos. Dar, vă spun, asta este singura diferență. După ce se așează amândouă, și Miami Glow se face la fel de... sau aproximativ la fel, că nu pot să chiar să decid eu în ce, cât la sută seamănă. Adică nu, chiar nu pot să-mi dau seama atât de bine cât la sută e ăsta de cremos și cât la sută e ăsta, de exemplu. Nu să zic. Dar în bază se așează, se transformă aproape la fel, aproape identic. Adică în ceva cu un vibe suntan lotion, așa, loțiune de plajă, săpunoasă, curată și cremoasă. Doamne, eu le ador! Ăsta, totuși, repet, este mai juicy, așa, mai zemos ăsta, da? Ăsta parcă nu prea are chestii care să-l facă fructat, așa. Ăsta puțin e mai gurmand, mai îți lasă gura apă, să zic așa. Dar în rest nu. Nu. Deci asta e diferența. Ăsta e un pic mai fructat, zemos,
ascuțit. Ăsta este mai cremos, mai rotund, mai, mai fluffy. Îmi vine să-i zic altfel. Nu, îmi scapă cuvântul. Bun, ambele am impresia că sunt ape de toaletă. Dacă nu mă înșel, dar nu văd eu nimic pe asta. Uitați să văd pe cutie, poate scrie. Summer Edition. Da, apă de toaletă și apă de toaletă, exact. Dar vă spun, că se comportă ca niște ape de parfum. Credeam că se uite cineva la mine. Da. Nu știu, adică dacă nu știam că ăsta este apă de toaletă, la fel și ăsta, aș fi zis că este apă de parfum, fiecare. Pentru că m-am dat și cu ăsta, și cu ăsta, într-o zi. Cu ăsta m-am dat în două zile. Și mi-au ținut, Doamne, de fapt nu, și cu ăsta m-am dat tot două zile, pentru că m-am dat și în ziua când am filmat clipul ăla cu 10 parfumuri și pe ăsta știu sigur că l-am testat și mi-a ținut toată ziua, tot restul zilei după ce am filmat, îl miroseam, îl simțeam, parcă aici mi-am dat. Și tot veneau dafturi de alea de parfum, de miros, de aromă, de aroma lui. Doamne, 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 mie îmi place mult de tot. În special pentru că mi-aduce aminte de ceva familiar, de, nu știu, de un moment din copilărie, nu știu ce s-a întâmplat aici, nu știu cu ce să asociez mirosul, mirosurile, pentru că sunt la fel, v-am zis. Doamne, ce zdrângăne papucei ăștia, deci uitați ce papucei drăguți. Da, dar este ceva, nu știu, mi-aduce aminte de căldura aia, de verile toride care erau odată la noi, că acum nu mai sunt chiar așa de calde. De vacanțele de vară pe care le petreceam la bunicii mei, la țară, și nu știu cine mirosea așa. Deci cineva din viața mea, din copilăria mea, a mirosit așa la un moment dat. Nu știu, poate așa, poate ăsta, că ăsta e mai nou. Nu știu. Da, ambele sunt la 100 de mililitri, că poate nu v-am zis. Uitați ce diferență, da? Așa, ambele sunt la 100 de mililitri, apă de toaletă. Ăsta îl găsiți, dacă stați cu ochii pe Notino sau pe Parfumo, îl găsiți pe la vreo 60 și ceva de lei, 60, 70, depinde, cam așa, între 60 și 70 de lei. Ăsta este puțin mai scump, eu am avut noroc că l-am prins pe Brasti la 90 și un pic de lei, cam așa. Dar, nu știu, și pe Amazon l-am văzut mai scump, peste 100 de lei, 120, 130, pentru că se mai găsește și acolo, pe Amazon. Pe alte site-uri, pe la noi, nu știu, doar pe Brasti l-am văzut. Dacă vreți, mai uitați-vă acolo, o să mă uit și eu și dacă e, vă las link către el, dacă mai este la momentul ăsta la care filmez eu, dacă nu mai este, poate o să vă las link de pe Amazon. Dacă nu, vă sugerez să mergeți, știu sigur că la Notino, pentru că eu acolo l-am testat anul trecut și l-am văzut și acum, anul ăsta, au tester la ei, la Notino, așa că puteți să-l încercați să vedeți dacă vă place. S-ar putea să nu fie pe placul vostru, pentru că genul ăsta de parfum, de aromă, nu este chiar pe placul tuturor, nu e așa un crowd pleaser, cum se zice, adică nu place chiar la toată lumea, nu știu, nu e un fel de, ce să zic eu, voiam să zic la Viebel, dar deja e saturat. Sau Alien, dar nici Alienul nu place la toată lumea. Adică, știți ce zic? Nu. Da. Deci, eu zic să-i dați un nas, să vedeți care-i treaba cu el. Mai ales pentru vară, e super, super, mega potrivit. Mai ales pentru vacanță, pentru serile de vară, pentru dacă mergeți la mare, nu știu, mai ales într-o altă țară, să vă aduc aminte de momentele când erați acolo, plecați în țări străine. Ori ăsta. Le iubesc. Le iubesc. Încă o chestie care mi-am adus aminte să vă zic. Pe ăsta îl văd mai mult purtat de zi, sincer. Mai, nu știu, de exemplu, o zi la plajă sau o zi în oraș, dacă vreți. Nu știu. Pe zi, pe timp de zi. Și îl văd așa, nu știu, și la niște blugi cu un top și cu niște accesorii aurii, dacă e, ceva de genul. Iar pe acesta îl văd mai mult seara purtat, nu știu de ce, mai mult
pe seară așa și eventual tot așa la mare undeva, în vacanță, eventual pe plajă, pe faleză, pe, nu știu, la o terasă undeva. Și parcă îl văd așa cu un outfit alb întreg, nu știu, o rochiță sau niște pantaloni cu o cămășuță albă și cred că accesoriile tot aurii le văd, nu știu de ce. De ce mă duce cu gândul acolo și ăsta și ăsta, la auriu. Ce să vă mai zic, amândouă sunt potrivite pentru vară, v-am zis deja, clar, nu le văd purtate sincer iarna, nu. Poate toamna, când așa început de septembrie, când încă mai este vară, adică mai e cald, dar nu încep ploile alea, știți? Se mai domolește soarele, nu mai e soarele atât de pătrunzător, nu arde atât de tare, nu e căldura aia toridă, știți? E așa, liniște și cald și mai bate un pic vântul. Da, cred că ar merge și un pic de toamnă așa la ele, dar maxim, nu știu, nu le văd pentru iarnă. Mă scuzați, dar îmi plac foarte. Și gata, vă las acum. Eu mă duc cu parfumurile mele să le miros, nu știu, poate plecăm pe undeva. Mi-aș dori tare mult să vă iau cu mine într-o călătorie. Da, pentru că sunteți foarte tropicali, tropicale, parfumuri, tropicali, da? Și vă iubesc mult. Gata. Da, mai le arăt și lor din când în când iubire, adică mai mereu. Pentru că merită și parfumurile, nu? Bine, nu ne atașăm foarte mult de lucruri, acum să vorbim serios. Eu mai și glumesc așa pe parcurs. Încă nu mă cunoașteți, dar cei care mă cunosc în viața reală știu că eu mai fac glumițe din astea. Doamne, așa a venit sau s-a scurs? Sau atât mi-am dat eu cu el? Acum am văzut. Deci uitați-vă cât... Chiar nu știu cum a venit. Cât de plin a venit. Nu mai țin minte. Dar dacă mi-am dat, mi-am dat mult. Da. Ok, gata. V-am lăsat. Vă pup. Dacă aveți vreo întrebare, lăsați-mi în comentarii. Poate am omis să spun ceva, pentru că mă grăbesc ca de obicei. Nu știu de ce. Vreau să turui în continuu, dar se pare că atunci când mă pun să filmez, nu mai am nicio idee. Până să filmez, mă gândesc ce să zic, așa, mai poate scriu pe o agendă, mă gândesc la parfumuri, ce am simțit, cum le văd eu, cum așa, așa. Și când mă pun aici, de multe ori mi s-a întâmplat să am blank în cap. Așa că, dacă aveți ceva de întrebat, dacă vreți să știți altceva în plus față de ce v-am spus eu, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Nu mă supăr, din contră, îmi pare bine când vorbim, când mă întrebați câte ceva. Gata, v-am lăsat. Ne vedem la următorul videoclip. Pa!